Ina ar fi fost huiduită la Satu Mare după ce i-a salutat pe fanii prezenți la un concert organizat cu ocazia zilelor municipiului în limba maghiară, a relatat presa locală. Artista ar fi fost huiduită la Satu Mare după ce i-a salutat pe fanii prezenți la un concert organizat cu ocazia zilelor municipiului Satu Mare în limba maghiară, a relatat presa locală, scrie Gazeta de Nord-Vest. În loc să spună în limba română ce mai faci, Satu Mare, artista s-a adresat în maghiară și l-a spus fanilor Mit Cinels, Satu Mare. În acel moment, mai mulți oameni din public ar fi huiduit-o pe cântăreață, sursa citată scrie și că unii dintre cei prezenți ar fi renunțat să mai asiste la concert și au plecat după salutul Inei, deși imaginile prezentate nu arată că situația a fost chiar atât de gravă. Artista a plecat de la Satul Mare direct la Budapesta la un alt concert. După apariția acestei știri preluată și de alte site-uri, reprezentanții artistei au venit cu o reacție. Aceștia au spus pentru spectacola.ro că artista nu ar fi fost huiduită și nimeni din public nu ar fi părăsit concertul după acel presupus eveniment. Mai mult, aceștia au pus la dispoziția publicului mai multe filmări și imagini din timpul concertului, dar și de la finalul acestuia, din care se poate observa că spectacolul s-a desfășurat fără incidente. De asemenea, aceștia au atras atenția că videoul postat de presa locală a fost tăiat imediat după ce Ina salută publicul în limba maghiară și că nu reiese nici acolo că artista ar fi fost huiduită de public, a declarat un reprezentant al Inei pentru Știri de Cluj.